Așa cum am spus, interviurile pe CNews au devenit în această săptămână dialogurile pe CNews. Astăzi îl avem invitat pe unul din prietenii mei, un om polivalent, consultant, analist, fost politician. Bine ai venit, Cosmin Gușe, prima dată în studioul pe CNews. Mulțumesc mult de prezentare și invitație. Bine v-am găsit pe toți. Îmi face plăcere, mulțumesc că m-ai invitat. Și partener de jogging, să nu uiți. Corect, și asta, exact. Ai zis polivalent. Exact, și partenerul meu de alergat, corect. Vreau să avem o discuție liberă, nu sub formă de interviu. Eu te întreb pe tine, tu poți să mă întreb pe mine. E clar că tema principală a discuției noastre o să fie campania electorală, care e pe ultima sută de metri. Mai sunt câteva zile și vreau să te întreb cum ți s-a părut din exterior povestea asta cu un singur tur. Mulți au spus că este o chestiune nedreaptă care până la urmă va trimite în fruntea unor primării niște oameni mai puțin legitimi. Bine, știi cum e nedreaptă? E cum pică. Nedreptatea este relativă astăzi în condițiile în care instanțele pe care le avem, de la cele politice, decizionale, până la cele parlamentare, până la cele ale justiției, se pronunță. Ele sunt expresia, mai mult sau mai puțin, a populației României, deci chestia cu nedreptatea e relativă. Ce marchează alegerile într-un singur tur, marchează blocajul politic. Pentru că dacă n-ar fi fost într-un singur tur, era o posibilitate, nu zic neapărat de reformă, dar de schimbare. Această campanie, așa cum a fost ea desenată cu legea modificată și cu alegerile dintr-un singur tur, înseamnă foarte mult un status quo. Neputând să-ți faci campanie corespunzător, nemaiputând să plătești bani la presă în funcție de bugetul pe care îl ai, nemaiputând să plătești panotaj, să plătești afișe, dacă vii din postura de outsider, de om care își dorește și poate e competent să ia o primărie sau un consiliu județean, ești dezavantajat. Pentru că foarte greu ajungi, mai ales în comunitățile mari, cum sunt marile municipii, sectoarele Bucureștiului, foarte greu ajungi să fii cunoscut din poziția de outsider. De om care vine să înnoiască actul de administrație, să înnoiască atmosfera, să vină cu alte soluții, probabil, pentru că e mult mai mare probabilitatea de reformă în cazul unui nou venit decât în cazul unuia care are deja 2, 3 sau 4 mandate și care nu face altceva decât să își apere pielea, bineînțeles, să își rotunjească conturile și să-și hrănească clientela de firme care au proliferat pe bugetele administrative croite special pentru acele firme care sunt clienții vechi. Vezi, aici, de aici zic eu că era necesară o înnoire și era necesar un efort, pentru că chiar și la nivelul firmelor românești, mici și mijlocii, care mai pot să lucreze pe lângă administrații, pe lângă primării, era nevoie de o înnoire în foarte multe cazuri. Pentru că lipsa de concurență și faptul că tot firma ABCD, SRL câștigă de 12 ani, de 15 ani anumite licitații legate de curățenie, legate de drumuri, îi face să se lase pe tânjală. Neavând concurență, nu mai poți să-ți îmbunătățești performanțele. Dacă ar mai veni firme noi și dacă ar veni oameni noi care să încurajeze concurența liberă, asta ar fi un prim efect bun și alte companii ar putea să lucreze pentru statul român, nu? Pentru administrație. Da. Legea electorală în ansamblu, mie mi s-a părut că a făcut să avem o campanie, să spunem, bleagă, cred, adică vizibilă aproape deloc. Să fie oare povestea asta cu ultima lună care a blocat, practic, candidații să se mai exprime? Unii s-au mutat în pre-campanie, am văzut, și cu panotajul, cu bannerle, cu mesaje, cu, eu știu, interacționarea cu alegătorii și au cam făcut-o cu mâna lor până la urmă, povestea asta. Sau să fie totuși teama de DNA sau de vreo structură a statului de a avem această lentoare cu, iată, câteva zile înainte, poate nici nu știm candidații în multe locuri. Eu aș spune că, bun, în afară de teamă, care e un sentiment uman, dacă nu e controlată, nu mai este un sentiment uman, devine animalic. Dar o teamă controlată e un sentiment uman, da?
tuturor ne-e frică, ba de un cutremur, ba de pisica neagră, ba de fel de fel de lucruri, dar o teamă necontrolată este, este ceva animalic și vedem cum foarte mulți semeni de-ai noștri, temându-se foarte tare, se comportă ca niște animale în vremurile astea. Dar aici eu am numit campania asta campania Nimeni și Nimic. Corect. Deci asta e campania Nimeni și Nimic. Iar acest Nimeni și Nimic este ca urmare a involuției accelerate a partidelor politice și a leadership-ului de partid. Acum, în toată lumea, liderii politici au involuat. Franța nu mai are lider pe François Mitterrand sau Jacques Chirac, chiar, are pe François Hollande. Helmut Kohl nu mai e în Germania, este doamna Merkel. Italia nu mai are vreun lider, adică vedem că peste tot în Europa o involuție clară a leadership-ului politic s-a registrat, dar acolo structurile de partid încă sunt puternice pentru că acolo comunitățile sunt foarte pretențioase. Comunitatea acolo știe că trebuie să-și aleagă un om competent dacă vrea să-i fie bine zi de zi, în afara perioadelor de concediu când nu stă acolo. Atunci lupta de a obliga partidele să pună oameni competenți este una foarte mare în comunitățile europene din lumea euroatlantică. Deci noi suntem mai puțin pretențioși, spui tu. Da. Noi suntem mai puțin pretențioși, ne-am obișnuit. Cum ziceam acum vreo 12-15 ani, parcă mi-a adus aminte un prieten, am zis că noi suntem țara lui Merge Bre. Și țara lui Merge Bre, uite că a generat această involuție a partidelor, pentru că partidele au zis, dacă merge, merge. Înseamnă că putem să ne alegem și lideri care sunt poate analfabeți, și lideri care nu au aplecare către cetățeni, și lideri care sunt tentați să fure, uite, și lideri care sunt condamnați să ne conducă în continuare. Să fie asta o explicație, de exemplu, pentru fenomene de tipul Andrei Kiliman, Vanghelie, Onțanu, oameni pe care DNA-ul i-a ostracizat, i-a arătat ca fiind mari infractori și care au în spate astăzi, dacă îi sondăm, un electorat extraordinar de mare comparativ cu ceea ce sunt acuzați că au fi făcut? Să fie asta o explicație? Da, este și asta o explicație, însă aici trebuie să fim corecți, nu, nu candidăm, nici eu, nici tu. Da. Cred că Orwell a spus un lucru, că într-o țară în care cei care câștigă alegerile sunt analfabeți, hoți, infractori, cetățenii nu sunt nedreptățiți, ci sunt complici. Deci, apropo de primarii ăștia longevivi pe care i-ai nominalizat, care, hai să fim serioși, n-au făcut niciunul minun de vitejie în sectorul lor. Noi stăm în sectorul 1, știm cât de mare este bugetul, știm ce se putea face. Oricine și s-a făcut. Cu un buget de genul ăla făcea ceva vizibil. Adică. Suntem sătui de panseluțe și de alte lucruri care s-au cheltuit acolo. N-au fost proiecte mari de infrastructură, proiecte care să ne facă să fim bucuroși că circulăm fără probleme, care să ne facă să fim bucuroși că, mă rog, toți copiii au locuri de joacă, că este siguranță, că ne duce la școală cu microbuzul. Cum, la un asemenea buget, cum e în sectorul 1 atât de mare, s-ar fi putut? Nu, acolo structura a fost parazitată profund. Foarte mulți oameni au devenit multimilionari învechindu-se în contracte cu primăria de la sectorul 1, dar așa putem să luăm orice sector la rând și poate că îl analizăm astăzi. Deci, faptul că cetățenii încă preferă anumiți oameni care n-au performat este, în primul rând, o lipsă de cultură civică. Cultura civică minimală pentru un locuitor al unei comunități îi spune în felul următor. Băi nene, omul ăla pe care îl alegi primar este cel care îți cheltuiește banii. Măcar atâta trebuie să pricepi. Și la fel cum fiecare dintre noi suntem stresați în casă. Bă, pe ce-o fi cheltuit nevastă mea banii? Așa e și cu primarul. Așa e și cu primarul. Deci primarul este cel care ne cheltuiește banii tuturor. E capul de familie, într-un fel administrativă, care cheltuiește banii. Dacă suntem interesați pe ce se duc banii pe care îi câștigăm în fiecare lună într-o familie, soț, soție și așa mai departe, la fel, minima cultura civică ne-ar spune că trebuie să fim foarte atenți pe cine alegem,
Pentru că ăla ne cheltuiește banii. Noi punem banii acolo în fiecare lună, dar ăla ne cheltuiește banii. Sigur, e și Consiliu, dar noi știm foarte bine că mecanismele primarului asupra Consiliului sunt unele foarte directe și poate să-și facă majoritatea destul de rapid și banii se cam duc pe complicități cu consilierii, mă rog, cam cum dorește acel primar. Deci această campanie, Nimeni și Nimic, este una în care nu au apărut aproape deloc fețe noi remarcabile, este una în care niciun lider de partid nu a demonstrat viziune, strategie, iar aici la partidele mari, după părerea mea, campion al acestui clasament negativ, ca să spun așa, este Leadership-ul PNL. Rar am văzut cum un partid care vine așa pe o idee de opoziție, care beneficiază de un președinte care cât de cât i-a sprijinit, să aibă asemenea contraperformanță. Și aici nu mă refer neapărat la Alina Gorghiu, că n-aveam așteptări de la Alina Gorghiu. Adică dacă m-ar fi întrebat cineva dacă mă bazez pe Alina Gorghiu în vreo campanie, ziceam că nu. Nu se pricepe. Era un Vasile Blaga care a trecut prin niște campanii. Dar era un Vasile Blaga care a trecut prin niște campanii și, după părerea mea, probabil că în afara unor jocuri de culise utile pentru partid, pe care le-a făcut prin județe, nu s-a mai implicat. Altceva nu s-a mai întâmplat. Și marea mea dezamăgire, chiar dacă e vorba de un amic de-a meu, asta e viața, trebuie să fim corecți, este Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, fost secretar general al guvernului, uns ca șef de campanie în timp util, adică în primăvară, când putea să se impună, un Ilie Bolojan dispărut de circa 2 luni de zile din campania partidului unde este șef de campanie. Aici nu știu ce s-a întâmplat, adică dacă el doar a ocupat un loc ca să nu stea altul pe acel loc, nu trebuia să accepte. Dacă a ocupat un loc și atâta este performanța lui în calitate de șef de campanie, atunci mai bine să se lase pe viitor, pentru că o asemenea lipsă de strategie la un partid ofertant, la un partid care putea să călărească valul colectiv. Pentru că mai mult sau mai puțin, PNL-ul s-ar fi putut introduce acolo în valul de simpatie pentru înnoirea clasei politice generat de tragedia de la colectiv, mult mai bine decât PSD-ul. În loc de asta ce avem? Avem aproape sigur un PSD câștigător, chiar dacă și el fără strategie, pentru că strategia lui... A câștigat pe fondul legii cu un singur tur. PSD-ul va fi marele câștigător al alegerilor ăsta. Cred că toată lumea se gândește la chestia asta. Da, chestie care va genera evenimente sofisticate, pentru că aici noi nu gândim pentru ziua de după vot. Și nici ei nu gândesc pentru ziua de după vot. Rezultatul alegerilor locale va fi generatorul multor mișcări, poate neașteptate astăzi, dar care vor fi cu atât mai neașteptate cu cât vor fi generate de disperarea suprastructurii din zona de putere, și mă gândesc la binomul PSD ALDE, nu? La viitorul USL, unde cei doi lideri sunt încleștați în meandrele justiției, unul cu un verdict care îi dă insomnii pentru o anumită perioadă și probabil cu alte amenințări posibile venite pe drum, mă refer la Liviu Dragnea, celălalt, în mod evident, presat de un scandal cu conotații internaționale, la care nu știm încă toate meandrele, apropo, și de cererile de alestare ale miliardarilor evrei, mă refer la Tăriceanu și la ALDE. Deci această disperare a celor doi vor genera ei împreună, în marja acestei disperări, vor genera mișcări total neașteptate pentru marele public după alegeri, care nu vor fi doar cele legate, hai să-l dăm jos pe Cioloș. Nu. Înainte să mai facem o scurtă radiografie a partidelor, în paralel cu campania electorală, am avut și o campanie a DNA-ului. Vreau să te întreb dacă, cât de cușer ți s-a părut modul în care DNA-ul a apăsat pe accelerație în perioada asta și dacă din prisma opiniei publice lucrul ăsta a fost văzut pozitiv sau negativ. Eu mă așteptam ca
văd că n-a ieșit, mă așteptam ca DNA-ul să ia un pic de pauză, măcar în pre-campanie și campanie, și să continue ridicarea lor, a primarilor sau a președinților Consiliului Județene, după alegeri. Iată că s-a întâmplat și înainte. Știu că mi-ai spus asta, da. Am avut o discuție noi, parcă prin aprilie, dacă mă aduc aminte. Și eu mă așteptam că se va lua piciorul de pe accelerație. În care tu făceai pronosticul, domne, ca să putem să ne alegem într-un fel, în cunoștință de cauză, niște oameni normali care să nu fie speriați, ar trebui să fie o pauză, că nu e timpul pierdut. Am fost circumspect și atunci, dar știi de ce? Ai avut dreptate, corect. Da. Bine, în mod teoretic, probabil că așa ar fi trebuit să se întâmple lucrurile. Dacă luăm exemplu american, acolo toată lumea a știut dacă FBI-ul nu a acționat până la finalul lunii martie, apropo de acuzațiile la adresa lui Hillary Clinton, nu va mai acționa. Sau dacă FBI-ul nu a acționat apropo de niște acuzații la adresa lui Trump până la finalul lunii martie, nu va mai acționa. Pentru că nu doresc să se implice în campanie. A, Guccifer este audiat, se discută multe lucruri, dar campania e campanie și oamenii nu sunt chemați la audieri, nici Hillary, nici Trump, deși ar fi niște motive. Cele la Hillary Clinton sunt ușor formale, mai degrabă îi bagă bățul la spițe. Da, asta e, legea e lege. La noi se merge pe principiul în care trăim într-o țară de vinovați. Și acest lucru că suntem o țară de vinovați, percepția acestui lucru care în mod evident este acceptată de către clasa politică și în mod subconștient este acceptată și de către omul de rând. Pentru că și omul de rând știe că și el este vinovat. În primul rând este vinovat de felul în care alege de fiecare dată. El știe că a fost generatorul acestor politicieni și că îi realege. Pentru că dacă greșești odată, nu-i problemă. Dacă greșești de două ori, de trei ori la fel, deja începi să fii vinovat. Și atunci sentimentul e că suntem într-o țară de vinovați. Într-o țară de vinovați, cei care stau pe margine și încă nu pățesc nimic, se bucură ca tâmpiții când văd că alții, mai vinovați decât ei, o pățesc. La noi, pe această lipsă de credibilitate, care generează o lipsă de autoritate a clasei politice, instituțiile statului și-au luat o sarcină de a face curățenie și pe măsură ce această sarcină de a face curățenie o implementează, se enervează foarte tare că ceilalți vinovații de serviciu, respectiv cei din Parlament, clasa politică, se pun pe picioarele din spate. Cred că vom ajunge într-un blocaj foarte repede, pentru că într-o țară trebuie să existe o strategie generală, coordonată, o strategie venită de la președintele României în jos, mai ales prin CSAT în această perioadă, pentru că suntem într-un război instalat, noi suntem în al doilea război rece instalat și nu mai merge să facem după ureche treburile pe aici, că ușor-ușor o să ne ceară americanii să fim pe poziții, nu? Ăștia se înarmează în Crimea, își fac o a doua super bază militară la câteva sute de kilometri de litoralul Mării Negre și noi ne jucăm pe aici de hoții și vardiști prin România. Păi nu merge așa. Aici trebuie să stabilizezi clasa politică, trebuie să o reformezi și cu capitalul național pe care l-ai să încerci să hrănești o anumită mașinărie tăcută de război. Astea nu sunt decizii publice care se iau. Astea sunt decizii în care oamenii aleși în stat, de la președintele României în jos, trebuie să le ia, să le secretizeze, să facă toate demersurile pentru ca să se calmeze atmosfera. Noi aici trăim ca într-o țară de nebuni. Mie îmi pare rău. Foarte mulți prieteni m-au blamat când în 2010 publicam o carte care, mă rog, titlul a fost foarte dur, un ospiciu numit România. Da. Și foarte mulți m-au blamat spunând că am fost foarte dur. Și mie mi s-a părut că am fost foarte dur, dar acum nu mi se mai pare că am fost dur, pentru că efectiv comportamentul la noi în țară este unul de ospiciu. Și ca să revin la întrebarea ta directă, vina ar putea să fie a DNA-ului dacă se va dovedi
că anumite demersuri nu sunt acoperite de ilegalitățile existente. Din păcate, nu cred că e așa. Cred că aceste ilegalități există, unde putem să discutăm, putem să discutăm la ordinea de priorități. E, acolo, până la urmă, se va ajunge. A fost un caz care mie mi s-a părut că a făcut un pic de click așa în viziunea opiniei publice. Mă refer la Olguța Vasilescu. Acum nu știu. Văd că se tot aduc probe în continuare. DNA-ul trebuie să arate și ceva concret în dosarul ăla. Da? Acolo la Lia Olguța Vasilescu, eu nu cunosc bine situația de la Craiova, dar acolo sunt două lucruri care mai mult o ajută pe Lia Olguța Vasilescu decât să apară în ochii mulțimii ca fiind o hoață. Da. Au victimizat-o. Au victimizat-o, în primul rând pentru că era vorba de un concert făcut pentru oameni Craioveni. Cu o mare vedetă pe care craiovenii o iubesc, toți oltenii, de fapt, pe Goran Bregovici. Și doi, acel denunț al unui om de afaceri strâns cu ușa, care iară nu o face antipatică pe Lia Olguța Vasilescu, dar care marchează, cum să spun, un element de care inclusiv PSD-ul se agață în campanie. Am văzut că în foarte multe locuri din țară PSD-ul menționează aceste acuze și reținerea Lia Olguței Vasilescu ca pe un atuș, ca pe o dovadă că ea ar vrea să facă bine pentru cetățeni, dar DNA-ul îi împiedică, care și asta este o minciună sfruntată, dar având un vector simpatic ca Lia Olguța Vasilescu, pot să perpetuez această minciună, pentru că, să fim serioși, baronii în România au fost inventați de către PSD. Iar baronizarea înseamnă înfruptarea ilegală din banul public. Faptul că s-au luat după ei portocalii lui Băsescu și au devenit și ei baron portocalii și după aceea au ajuns din urmă și galbenii lui Tăricianu și au ajuns și ei baroni galbeni. Avem o țară baronizată, într-adevăr, iar problema cu baronii nu este legată de lipsa lor de carismă. Problema cu baronii este legată de lipsa lor de expertiză, de faptul că marea majoritate n-au școală, de faptul că perpetuează oameni incompetenți, care un om fiind incompetent, ca să-și ascundă incompetența, devine dur, devine hoț, vrea să devină bogat, te umilește la ghișeu și așa mai departe. Și ușor avem clanuri. Ori alegerile într-un singur tur, ca să revenim, au mai degrabă un efect de a păstra clanurile la putere, chiar dacă 1, 2, 3 membri ai clanului se mai duc pe la pușcărie, cei care rămân de pază acasă și se înfruptă în continuare din banul public vor fi la fel de harnici ca până acum. Iar aici nu are PNL-ul nicio scuză, pentru că a acționat în deplină cunoștință de cauză. Probabil că liderii PNL le și explică astăzi, dar de ce nu sunteți mulțumiți? Pentru că doar noi și PSD-ul avem liste peste tot în țară, deci ne împărțim puterea cu PSD-ul, partidul rămâne pe cai mari și asta este o știre din campanie care n-a fost perpetuată până acum. Mai vine ALDE undeva care are liste în aproape jumătate, deci sub jumătate, în aproape jumătate din circumscripțiile electorale, deci nu avem decât două partide cu liste complete pentru prima dată și undeva cu mai puțin de o treime UNPR-ul și PMP-ul. În rest, aparițiile noi, gen M10 sau nu știu ce, totală dezamăgire, am înțeles că Monica Macovei și-a pus liste în 40 de circumscripții din 3000 și ceva, deci asta e o dovadă clară că nu a generat o mișcare, nu există încredere oameni, în așa ceva. N-au lideri, n-au posturi până la urmă. Trebuie să vină oamenii. În momentul în care ești credibil, vin oamenii la tine, vin oameni din județ. Eu am condus un partid. Chiar mai mic, dar am avut liste peste tot. Știu, apropo de credibilizare și de recredibilizare, eu știu punctul de vedere, dar cred că e interesant să-l spunem și pentru cei care ne urmăresc. Ce posibilitate de reînviere, să spunem așa, crezi că mai are Traian Băsescu sau Victor Ponta? Bună întrebare. Să vedem răspunsul. Puteam să am un răspuns pozitiv legat de omul politic Victor Ponta dacă aș fi sesizat că perioada prin care a trecut, post-colectiv, i-ar fi generat un proces de reflexie care să-l înțelepțească și să-l maturizeze, da? Să-l ducă de la statutul de copil politic teribil la cel de om politic responsabil, nu-i așa, cu doi copii, cu o experiență în vârstă de 40 ceva de ani, bine relaționat, mai ales pe partea eurasiatică,
Turcia, China, Rusia. Și ăsta e una tu. Nu e pe trendul politic al României, care e de tip euroatlantic, clar. Dar e un atu pe care putea să-l joace. N-am observat această maturizare a lui Victor Ponta și aceste mingicăriel pe care le face nu mi-e sugerează niciun fel că are o strategie de revenire. El are o strategie de parazitare și profită aici de slăbiciunea leadership-ului partidului din care el face parte și a clasei politice per ansamblu, fiind deja un tip foarte vechi în politică, are circa 15 ani de când face politică, nu mai e un tinerel, a stat pe lângă oameni care știu politică, a învățat, dar nu, eu nu cred că Victor Ponta, în formula în care el se prezintă astăzi, mai are șanse de revenire la vârf, pentru că nu-l văd matur. Adică un om care a trecut prin atâtea experiențe, care a condus guvernul atâta timp, care a construit alianțe, vine altfel, se așează altfel, își recunoaște niște greșeli, încearcă să se înconjoare de oameni de valoare, nu persiflează vocile obiective din societate câte au mai rămas ele, pentru că un om politic responsabil trebuie să sprijine aceste voci din societate, că nu mai sunt atât de multe. Deci nu-l văd maturizat pe Ponta. De partea cealaltă, Traian Băsescu? Băsescu are un avantaj net. Avantajul expertizei. Băsescu are expertiză și atunci când vorbește, fie că vorbește despre administrație, fie că vorbește despre politica externă, vorbește apăsat și fără greșeli. Ce n-are Băsescu, nu mai are credibilitatea activității sale politice. Traian Băsescu, chiar dacă a fost mai convingător decât Oprescu sau alți primari, nu a fost foarte convingător nici ca primar, deși a avut câteva realizări. N-a fost convingător nici ca lider de partid politic, pentru că nu l-a renoit. A făcut încercări, într-adevăr, echipele lui de tineri, dar în final s-a ales doar cu Elena Udrea, care a rămas alături de el. Și Elena Udrea, din punct de vedere politic, nu putem să o blamăm. E un produs politic interesant, de nivelul lui Ponta. Și mai nou, mă rog, noua lui descoperire, colegul nostru Robert Turcescu, să vedem ce rezultat o să aibă. Nu s-a prezentat rău în campania asta, dar poate discutăm mai încolo. Și, sigur, mai are problema activității sale de președinte, care nu a consolidat România, vedem astăzi, pentru că noi nu suntem neapărat în epoca Iohannis, noi suntem în epoca post-Băsescu. Dacă vrem să fim corecți, despre asta putem să spunem, măsurând activitățile celor 20 ani de Băsescu, suntem în epoca post-Băsescu și lucrurile pe care și le-a impus în politica externă nu au fost productive. Relația cu Statele Unite este o relație care deocamdată nu ne aduce avantaje, pentru că n-am știut să le negociem. Relația în interiorul Uniunii Europene este mai degrabă una timidă, nu avem niște aliați puternici cu care să avem proiecte pe termen mediu și lung, e tot din mandatul său. Reforma clasei politice pe ansamblu n-a reușit-o, pentru că cei 10 ani de Băsescu, din păcate pentru noi, au însemnat, ce am zis mai devreme, quasi baronizarea totală a partidelor. Acum nu avem numai baroni roșii. Când a venit Băsescu la putere, aveam doar baroni roșii. După 10 ani de Băsescu ne-am trezit și cu baroni portocalii și cu baroni galbeni. Sigur, eu nu zic că el i-a făcut pe acești baroni, dar la umbra nucului bătrân, acești baroni au crescut foarte bine, sănătoși. Cei galbeni au fost bine hrăniți de guvernarea Tăriceanu, ceilalți au trăit parazitar pe marginea guvernării Boc, de unde și i-am văzut cât de bogați, grași și frumoși au devenit după guvernarea Boc. Dacă vin la o concluzie cu Băsescu redivivus, doar ca persoană publică de influență. Dacă o să-și propună asta, el va fi un tip vectorizant. Dacă o să-și propună jocuri de putere, va fi foarte complicat, pentru că va avea tot timpul frustrarea
de a-și justifica nerealizările. Am observat chiar după ce a plecat de la Cotroceni că îl interesa foarte mult să nu-i fie atacat mandatul. Și chiar făcea enervări, făcea fel de fel de fițe. Asta e. N-a reușit. N-a avut colaboratorii potriviți, a avut o strategie greșită. Problema nu este a lui. Problema în principal este a românilor care i-au mai dat un vot. Dacă Băsescu n-avea decât un singur mandat, putea să fie mai responsabil decât atâta. Românii l-au cauționat și în 2009, mai dându-i încă un mandat, salvându-l la suspendările pe care le-a cărora le-a făcut față. Deci aici românii l-au cauționat pe Băsescu, n-au de ce să fie atât de supărați pe Băsescu, pentru că l-au adus la putere, l-au reales. Asta e viața. Dar, repet, Traian Băsescu ca vector public mult mai expresiv decât Ponta, mai profesionist oricum. Faptele însă îl vor trage în spate pentru că va rămâne tot timpul într-o justificare perpetuă dacă va dori să fie și altceva decât un lider de partid care vrea să-și crească partidul așa cum a mărturisit. Pe ultima parte a întâlnirii noastre mă gândeam să facem o scurtă analiză a candidaților și a șanselor fiecăruia. În primul rând pe București, că aici e de ora exactă, și după aia să vedem la nivel de țară cum vezi tu și cum ne vedem până la urmă rezultatele. Așa că hai să o luăm direct. Capitala, cine crezi că o înhață? Cei de la PNL, secundați de cei de la Salvați București, au făcut tot ce trebuie ca să iasă Gabi Firea primar. Și aici strategiilor de campanie, pe de-o parte Ilie Bolojan, dacă el a fost la PNL, pe de altă parte Alina Mungiu, în ce privește Nicușor Dan și Salvați Bucureștiu, au avut strategii foarte slabe, deloc productive. Prostioarele astea cu hai să ne lăsăm, care cedează în fața celuilalt, astea sunt... Da, e o prostie aici, nu vreau să particularizăm foarte mult pe fiecare casă în parte, mi se pare o prostie, presupunând că mâine Nicușor Dan înțelege și spune mă retrag și las pe Predoiu. Cum se retrage? El va fi pe liste, va fi prezent acolo, iar un mesaj, la ce greu s-au vectorizat mesajele, este nici minciună, nu cred că va ajunge la populație. Este o minciună de la cap la coadă, din partea tuturor. Da. Cătălin Predoiu, văd că o perpetuează cu multă încăpățânare, e felul lui de a-și face campanie după ce a refuzat de 3 ori nominalizarea la candidatură. Îl cunosc, dar nu înțeleg de ce acționează așa de câțiva ani. Adică îi plac aceste posturi în care se preface că face ceva. Ca și atunci când era veșnicul candidat la premier. Candidat la funcția de premier și pare că se și lua în serios, deși nimeni nu lua în serios. Nu. În afară de aceste lucruri clare, care țin de mecanismul oficial de campanie, există un element de care nu se poate să nu fie auzit, respectiv compatibilizarea electoratelor. Compatibilizarea electoratelor se realizează cu câteva săptămâni înainte prin mesaje, de a ajunge la vot, prin mesaje strategi. Complementare. Este și greșeala fatală pe care a făcut-o în 2009 Crin Antonescu, sfătuit de tot așa de un om de bine, care și-a incompatibilizat total electoratul său cu electoratul lui Mircea Joană, dându-i posibilitatea lui Băsescu să devină președinte a doua oară. Deci dacă vrem să ne aducem aminte, această incompatibilizare a electoratelor lui Crin Antonescu și ale lui Mircea Joană a semnat Băsescu președinte și în 2009. Deci când se mai întâlnesc, poate să-i dea un whisky Băsescu lui Crin Antonescu, dacă nu chiar mai multe, pentru că el este, prin strategul pe care l-a avut atunci, el este autorul lui Băsescu președinte a doua oară. Deci nu se pot compatibiliza electoratele. A fost o strategie total defectuoasă a celor din partea dreaptă și pe o lipsă de strategie în partea stângă. Să avem un primar de colega noastră Gabi Firea, nu? A lucrat cu mulți dintre noi de-a lungul vremii. O să fie doamna primar general cu sau fără city manager. Asta va fi surpriza de după campanie. Asta zic eu că se va întâmpla. La sectorul 1, ce crezi că se întâmplă? Înțeleg, zic foarte mulți că e o luptă strânsă. Poate să fie o luptă strânsă, dar nu văd o ofensivă din partea dreaptă.
Acolo expertiza evidentă a lui Tudorache și vechimea lui în sector, că el tot timpul a fost viceprimarul perpetu. Și candidat, și candidat oară. De mai multe ori. Pe această campanie Nimeni și Nimic este una valorizatoare. Pronosticul meu pentru sectorul 1 este că va câștiga Tudorache, chiar dacă candidatul PNL-ului Nazare nu a făcut o figură proastă în campania asta. Pronosticul meu a fost că va câștiga Nazare, va reuși să coaguleze dreapta, însă când l-am făcut, adică acum două zile, nu am avut știrea de astăzi. Văd că Chiliman iarăși e scos în față de DNA, l-au saltat astăzi pe consilierului. Da. Deci nu mai e o imagine atât de bună. Și ajutorul lui Chiliman nu era atât de evident. Dacă partidul se punea mai bine în spatele lui Nazare și nu stăteau în găștile alea de la sectorul 1, da, foștii pedeliști, foștii peneliști care și aia sunt rupți în două, care cu un serviciu, care cu alt serviciu, mă rog, toate tâmpeniile astea, ar fi avut o șansă mai bună și mai ales dacă s-ar fi apucat mai repede de treabă, nu să o antreneze atâta pe Tușă, pe da. Diana Tușa. Da, exact. Care și-a luat rolul în serios, s-a dus peste tot în sector și a avut campanie de vreo 6 luni de zile și apoi a fost dată la o parte și fără să fie inclusă. Cooptată, exact. Fără să fie inclusă și cooptată în campanie, deci greșeli. Dacă tot a investit ca imagine, da, capital și tot ce era, care era de luat. Ei își vor, pe partea dreaptă, în sectorul 1, care e un sector destul de pretențios, electoratul care există acolo de dreapta, se va splita între Nazare și domnișoara sau doamna de la Salvați Bucureștiu cu nume franțuzesc. După un început destul de promițător al Laurei Chiriac, nu cred că Laura Chiriac va veni pe podium la alegerile de acolo. Sectorul 2, iarăși un meci relativ deschis după retragerea lui Onțanu. Sectorul 2, cred că armata de partid va fi una importantă. Există o efervescență legată de candidatura lui Dumitru Pelican, care e o figură simpatică, un luptător antisistem. Tot auzit teoria asta, eu nu am crezut și nu cred nici acum. Dar are un trend pozitiv, dar nu are o structură de partid care să-i îngrijească voturile. Eu știu bine ce înseamnă asta, am candidat cu un partid mic, nu aveam suficienți observatori în toate secțiile de votare și din marele scor pe care l-aveam noi în sondaje ne-am trezit cu jumătate, că asta e principiul lui Stalin. Nu contează cine candidează, contează cine numără voturile. Și acolo văd o luptă importantă între candidatul PSD-ului, urmașul lui Onțanu, într-un fel, Toader, și candidatul PNL-ului. Pronosticul meu și aici este că va câștiga tot stânga, va câștiga Toader. Tot stânga. Da. La 3, în schimb, cred că n-avem de comentat prea mult. La 3, da, e Robert Negoiță închide meciul. Negoiță, nici nu s-au chinuit partidele să-i pună contracandidați prea serioși. În schimb, un meci interesant la 4. La sectorul 4, un meci interesant, unde te-ai fi așteptat ca PSD-ul, având și moștenirea lui Piedone, până la urmă era cu ei în alianță, până să se retragă, n-au putut să valorifice sub nicio formă. Nici imaginea lui Piedone, nici faptul că e un sector mult mai de stânga, cum o vezi? Da, la sectorul 4 și astăzi încă este posibil să câștige Piedone, nu? Acum nu știu cât de tare se va lipi imaginea și voturile lui Piedone de un liberal și de un liberal, chiar liberal, care în afară renegat, de vopsitul ăsta pe față, fel de fel de păpuși simpatice, nu am văzut alte mesaje pe care să le dea să fie pe placul electoratului lui Piedone. Deci aici singura problemă între posibilitatea de a câștiga PSD-ul și aceea de a câștiga Sava Piedone este dacă vor avea strategii subterane în aceste zile, ultime 3-4 zile, în care pe de-o parte Piedone și ai săi să încerce să-și lipească electoratul de imaginea lui Sava și să-l fidelizeze pentru ziua votului, pentru că s-ar putea să spună foarte mult: doamne, noi vrem pe Piedone, nu vrem o copie a lui Piedone. Versus strategia PSD-ului, care este de natură să demonizeze această alianță, în sensul în care, doamne, dacă era Piedone și noi l-am fi votat,
Da, acum dacă nu e Piedone, chiar să merge să-l votați pe reprezentantul liberalilor, nu merită. Vedeți că îl șantajează pe Piedone cu ceva, de-aia el îi ajută. Dacă aceste mesaje subterane vor circula foarte tare, e posibil ca PSD-ul să poată să întoarcă votul Piedone de duminică, dar oricum și aici o strategie foarte proastă a liderilor PSD, chiar vorbeam amândoi, da. Să nu reușești să bați palma cu un vector atât de important. Deci tu pe cine ai paria pentru sectorul 4 duminică? Eu cred că nu va fi atât de puternic votul pro-Piedone și la limită s-ar putea să câștige PSD-ul. La sectorul 5 iarăși s-au încurcat lucrurile odată cu intrarea lui Marian Vanghelie, care încă e asimilat cu zona de stânga, a încercat să facă, să-și reatragă electoratul. Vanghelie este în aceeași categorie cu Piedone, niște primari foarte simpatici și votați în sectorul lor, cu care nu s-a discutat, pentru că intrarea lor în campanie, ai văzut că schimbă foarte mult ierarhiile. Aici, faptul că Vanghelie a reușit să se înscrie și să fie direct candidat, îl plasează în pole position. Nu cred că aparatul PSD din spatele lui Florea, care și el e un candidat despre care nu se pot spune lucruri rele, dar faptul că nu poți să spui lucruri rele despre un candidat în sectorul 5 nu e atât de, da, nu e atât de important. Corect, trebuie să aibă ceva. Trebuie să aibă, pentru că Vanghelie a învățat cu culoarea. Dovadă și al treilea candidat, care nici el nu are nimic, da, cel de la liberali. Da. Păi cred că așa e, și ordinea. Vanghelie, Florea și Raiețchi. Dacă ne uităm la marea majoritate a candidaților PNL, sunt lipsiți de carisma necesară sectorului unde candidează. Pentru că sectorul 2, să știi că e un sector de stânga, apropo de Popescu, acolo poate aveau nevoie de altcineva ca și candidat liberalii. Dar sectorul 5 va câștiga Vanghelie. Nu știu cât îi va folosi asta în cariera publică. Oricum îi va hrăni încă o perioadă orgoliu de lider politic care se vede înșelat de fostul partid de PSD, folosit și aruncat, care poate la nivel uman o să-l ajute, nu știu cât o să-l ajute în jocul subteranelor și a meandrelor pe care noi le știm foarte bine, dar nu prea le povestim. Și urmașul Urareș Mănescu? Complicată, complicată abordare, da, și aici. Da. Aici e bătălia între independentul, așa zis, independent Florescu, care beneficiază de un sprijin al lui Piedone, care nu e la fel de efectiv ca în sectorul 4, dar există. Fenomenul Piedone și care lucrează de mult la câștigarea primăriei este. Da, pentru că e locul de unde a pornit Piedone. Piedone a pornit din poziția de consilier local la sectorul 6. Da. Când planta Pinocchio în gropile lui Băsescu prin 2002. Și mergea prin toate cărțimile din regie și amendașile. Asta a fost începutul activităților. Era foarte simpatic Piedone în vremurile alea. Dar aici mașinăria de partid a PSD-ului s-ar putea totuși să funcționeze. N-au o mașinărie slabă de partid în sectorul 6 și să le ajute candidatul. Eu cred că și aici PSD-ul va fructifica șansa și probabil Mutu va reuși, pe dezastrul liberalilor de acolo, care e indus de activitatea sau non-activitatea lui Mănescu, Mutu va reuși să bată simpatia de care se bucură Florescu, dar lipsa mașinii de partid, pentru că dacă într-o comună te mai descurci dacă n-ai mașinărie de partid, într-un sector atât de mare cât un municipiu, reședință de județ, nu prea te descurci. Tu vezi un București mult mai roșu ca mine, dar da, să vedem acum, duminică, luni, vom fi sigur. N-am nicio simpatie pentru nimeni, n-am niciun... Nu facem campanie, nu... Așa este la socoteală. Adică din exterior, această lipsă de organizare la nivel de București a liberalilor poate să le genereze acest dezastru în care să piardă nu doar primăria generală, ci să piardă pe linie aproape la toate sectoarele. Singura șansă
majoră și reală pe care o au este în sectorul 4, repet, dacă se va lipi electoratului Piedone de Sava. Electorat al lui Piedone pe care putea să-l folosească și Cătălin Predoiu, dacă n-ar fi fost atât de... Dacă tot l-au lăsat și au făcut această minciună că n-avem ce să-i facem, vezi, Doamne, e atât de puternic domnul ăsta Sava în partid, că n-au ce să-i facă. Nu așa se câștigă alegerile. Alegerile trebuie să se câștige în felul următor. Doamne, avem o problemă că PSD-ul e organizat? Da. Avem o problemă că știe să se victimizeze? Da. Ce avem de făcut? Doamne, hai să ne strângem cu toții la masă și îi folosim pe toți ca să putem să câștigăm. Păi pe cine avem de folosit? Nu erau decât trei personaje mari și late pe care puteau să-i folosească liberalii în această campanie dacă ar fi stat la masă. Aceste personaje importante pentru bucureșteni sunt în această ordine, pentru bucureșteni. Piedone, Vanghelie și Chiliman. Și Băsescu. Și Băsescu. Da. Pentru că Chiliman, știi de ce nu e, n-aveau nevoie neapărat de el? El poartă amprenta furtului dirijat sub semn PNL. Iar fi trebuit să joace... Să scape de cartoful încins. Trebuie să scape de cartoful încins. Să spună, doamne, noi jucăm cu electoratul, din partid, oricum, jucăm cu electoratul altora. Chiliman, dacă vrea să ne ajute, să ne ajute cum știe el. Să meargă pe scările de bloc să vorbească. În schimb, dacă ar fi putut pe acești trei jolly jokeri ai jocului bucureștean, bineînțeles, Băsescu, mult mai important decât ceilalți doi, dar vorbesc de utilitatea votului în București. Da? Atunci n-ar fi avut nici candidatura lui Turcescu. Da? Atunci ar fi avut voturi multe în sectorul 5 din partea lui Vanghele. Ar fi avut voturi mult mai multe și acceptate în sectorul 4 din partea lui Piedone. Chiar în condițiile în care Piedone n-ar fi candidat, dar s-ar fi pus electoratul lui la bătaie și într-un mod sincer s-ar fi spus, dom'le, ăsta a venit alături de noi, colectivul să și-l ducă înainte. E treaba lui de moralitate să se judece cu publicul sau cu instanțele morale din România legat de asta, dar noi vrem să-l folosim. Și de-abia atunci, de-abia atunci, în acele condiții, s-ar fi putut pune problema să fie bătut pe ansamblu PSD-ul și să fie o efervescență că trebuie să luptăm împotriva baronilor. Dar nimeni n-a avut această strategie și nici autoritate. Au făcut un status quo, jucăm în casă. Și ultima analiză, Cosmin, legat de cum va ieși în țară povestea? Tot roșie va fi România? Alegerile vor fi câștigate de PSD. Cu cât mai mare va fi diferența dintre scorul PSD plus ALDE, pentru că ALDE va fi ajutat de PSD în foarte multe municipii, orașe, comune și la nivel de județ, pentru ca să facă un scor confortabil în a da senzația noului USL. Lupta Dragnea-Tăriceanu acum este legată de un scor cât mai mare, care să se apropie ca total de scorul vechi al USL-ului, ca să fie foarte credibilă mișcarea de întoarcere a acestui guvern, de presiune la Iohannis, la alte instituții, inclusiv în Parlament, nu? Pentru că ei vor spune... Ce aveți cu noi? Cetățenii României ne-au demonstrat că ne doresc, așa cum suntem noi, pătați. Eu, Dragnea, eu, Tăriceanu. Deci, avem autoritate să generăm anumite mișcări rapide în Parlament, pe care eu le prevăd imediat, și care merg pe agenda cetățeanului. Agenda cetățeanului suntem noi. Asta este marele lucru pe care l-au pierdut liberalii, după părerea mea, pentru că vor da posibilitatea unei ofensive foarte puternice acestei coaliții anti-DNA, cum îi zic eu, care este dictată de instinctul de conservare a celor care se văd vizați. Nu te bați cu instinctul de conservare. Instinctul de conservare spune că te aperi oricum. Iei paharul după masă și dai la în cap, că ți-e frică. Instinct de conservare. Atunci, cu cât mai mare va fi diferența dintre PSD plus ALDE, corect, respectiv PNL, cu atât mișcările care vor fi validate de vot, de votul cetățenilor, vor părea legitime. Vor fi mult mai dure și vor părea legitime. Iar aici nu trebuie acuzați cei care câștigă. Trebuie acuzați cei care și-au apărat greșit și defectuos șansele, respectiv cei care vor pierde, în viziunea mea, care vor fi cei de la PNL, foarte neprofesioniști, foarte aroganți, care, mă rog, nici nu mai rost să discutăm cum și-au executat candidații peste noapte, nu i-au... Dar, la nivel de țară, pot să spun așa. Eu văd un blat quasi total în Cluj, cu un Emil Boc care nici nu și-a făcut campanie și va câștiga în fanfar, pentru că a știut să facă deal-uri politice de la UDMR, PSD, cu toată lumea. Dar blat.
Nu? Transilvania oricum n-a fost niciodată roșie, deci erau lucruri previzibile. Ar fi avut o șansă cu candidatul Buzoianu, care a fost susținut la multe partide, dar l-au cam părăsit în campanie și a fost un independent bun doar la imagine, care s-a antrenat, arăta că știe meseria, a arătat o viziune a Clujului chiar mai impresionant, dar nu va strânge voturi acolo. Boc cu clientela lui de partid și cu un Daniel Buda foarte harnic în spate, în sub masă tot timpul, cum îi place lui Buda să stea, va câștiga în urma unui blat. Tot un blat major va fi și la Brașov, unde, așa zis, independent Scripcaru va reconfirma. Va reconfirma, nu, dar în postura de independent, vezi, doamne, ca să nu strice imaginea PNL-ului, care oricum e stricată, la fel cum blat va fi și la Târgu Mureș, unde alt independent, Floreanu. Și atunci mai echilibrează un pic și nu o să fie chiar o țară, o Românie roșie. Da? E adevărat, dar nici cu culoarea partidului, că asta nu se va deconta așa, și poate și independenții ăștia se vor gândi foarte bine dacă să se mai întoarcă la partid sau nu. Pentru că dacă partidul a renunțat odată la ei, ok, ce a făcut partidul? A pus niște non-candidați acolo ca să nu le facă probleme. Model brevetat de Marian Vanghele, primarul care este, care așa a câștigat în 2004, dacă ne aducem aminte, mimând independența. Eu te-aș mai completa, apropo de blaturi, da? Poate și la Timișoara cu robă. Asta am vrut să spun. Deci ne-am gândit la Timișoara, dar la Timișoara e un blat mai sofisticat. La Timișoara este un blat în care primăria o să o ia PNL-ul și Consiliul Județean îl ia PSD-ul. Acolo cred că e un blat așa între vechii politici, respectiv Blaga Ilie Sârbu, Grindeanu fiind copilul de suflet al lui Ilie Sârbu, fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, și-au pus un candidat care nu contează pentru marele cântăreț Robu, nu? Că asta e unul care cântă din Angela Simile, e simpatic, face fel de fel de manifestații pentru timișoreni. La Iași cred că va câștiga urmașul lui Nichita. Deci de asemenea non-candidaturi acolo. Singurul loc pe care îl văd deschis competiției, într-adevăr, dar pe care nu-l fructifică liberalii, este Constanța, unde amiralul Chițac chiar are șanse să bată candidatul lui Mazăre și al PSD-ului pe Făgădău. Ei sunt într-un fel cap la cap, poate cu câteva procente în spate Chițac, dar pe un trend ascendent, dar acolo nu trebuie decât o singură mișcare pentru ca să câștige Chițac, pe care nu-i văd în stare să o facă. Pe locul 3, cu niște procente care variază între 7 și 10, Gigi Chiriu pe 4. Pe 4. Este Palaz, candidatul lui Băsescu. Și ar putea să candidatul transfere un pic. Da, pentru că acolo e atitudinea anti-Mazăre. Băsescu are atitudinea anti-Mazăre. Palaz contează într-o proporție de 4-5% în acest moment, dar un scor aproape dublu. Chiru contează într-o proporție de 4-5% din partea ALDE, dar o proporție aproape dublă are Palaz, cu un electorat anti-Mazăre oricum. Acolo ar fi posibil, într-un fel, să se genereze un val public către candidatul liberal, care, n-avem cum să nu recunoaștem, dacă ar putea să vină primar, ar mai normaliza atmosfera într-un loc de interes internațional. Să nu uităm că Constanța și județul în sine este pe harta specifică a forțelor NATO, a americanilor, este zona cea mai fierbinte a României, dacă ne uităm la câteva sute de kilometri în Crimea, la noua bază militară care va fi instalată acolo, nu ne putem juca la Constanța cum am dorit, și am văzut cât de pârjolit a fost acel municipiu și pornit de la municipiu și județul. Deci singurul loc în care nu văd blatul este Constanța, și ar fi o victorie simbolică al liberalilor dacă ar fi suficient de înțelepți să ceară un ajutor. Singurul ajutor pe care pot să-l primească este de la candidatul de opoziția numărul 3, de la Palaz, care e candidatul lui Băsescu. Cosmin, îți mulțumesc pentru analiză. Noi o să facem, așa cum am spus, un pronostic pe hârtie, pe care o să-l publicăm abia duminică. Și acolo, să vedem cine acolo, va fi cel mai aproape la... Acolo cred că o să mă bați, că ești mult mai la curent cu cifrele. Acum e complicat pentru că tu ai fost plecat și eu am fost plecat, n-avem sondaje, o să începem să sunăm sursele, nu știu, o să facem cumva, vedem. Nu, ghicim. N-are ghicim, până la urmă e și asta, are farme cu ei. Da. Îți mulțumesc încă o dată și te aștept după campanie să vedem ce a ales România. Mulțumesc mult, te felicit pentru interviurile pe care le faci interesante, te felicit și pe cei de la PS News că au făcut o treabă bună, curată aici și merită felicitări și ei.